20 decembrie este data până la care legumicultorii pot face dovada vânzării celor 2 tone de roșii cultivate în spații protejate. Pentru ciclul 2 al producției în acest program s-au înscris peste 1000 de olteni. Mai mult de jumătate s-au prezentat la sediul Direcției Agricole Olt și au depus dosarul cu documentele justificative pentru primirea sprijinului financiar. Per total, de la începerea programului, de astăzi primăvară, în program s-au înscris un număr de 2452 de fermieri, dintre care 1025 pentru ciclu 2 de producție. Până la ora actuală au depus documente justificative un număr de 500 de fermieri. Urmând ca în perioada următoare avem semnale că marea majoritate vor aduce documentele justificative. Zeci de olteni care au făcut dovada vinderii tomatelor au intrat în posesia celor 3000 de euro. Deja am trimis spre decontare sumele încă de săptămâna trecută. Probabil la ora asta a primit 38 care au adus deja o bani în cont. Urmând ca în săptămâna asta și următorii să-și primească bani. Ajutorul de minimis pentru cultivatorii de tomate s-a dovedit extrem de util. Cea mai mare parte a banilor s-a reinvestit tot în spațiile protejate. Fermierii au înțeles semnalul domnului ministru. Acești bani, marea majoritate dintre ei, au investit în sisteme de încălzire ca să poată să asigure un flux de tomate coapte până în luna decembrie. Tunuri de încălzire centrale și alte tipuri de instalații de încălzire a solarelor. În acest moment, prețul unui kilogram de roșii oltenești este între 3 și 4 lei. Reprezentanții Direcției pentru Agricultură Olt spun că programul Tomate 2017 a fost un succes în județul nostru. Se preconizează că anul viitor numărul beneficiarilor acestui program se va dubla.